În lunea patimilor, pământul tace, în suflu greu de mister îl învăluie, în inimă ard suspine, tăceri sfinte, sub cerul vast, luminat de credințe. În vechiul templu, clipe de taine, Iisus învață, luminează cărare, cu graiul blând și suflet înălțat, înțelepciunea divină se desfășoară în jur. Smochinul nerăvaș, simbol al neputinței, e blestemul cu vorba Mântuitorului. Înțelepciunea să stă în văzduh, un semn de vindecare, un mister adânc. Lumea patimilor, pământul tresare, în adâncul său se simte povara. Crucea se profilează amenințătoare în lumina palidă a unei luni sfinte, dar sub tăcerea grea speranța încolțește în inimile celor ce cred și așteaptă, căci dincolo de umbre, dincolo de durere, învierea lui Iisus toți se închină cu credință. În lumea patinimilor, în lumina sacră, credința ne călăuzește, ne dă putere să privim dincolo de durere și suferință spre speranța unei vieți veșnice pline de lumină. Aleluia, aleluia!